început, când am terminat facultatea, aveam nevoie de o pereche de pantofi, nu găseam nicăieri un model care să-mi placă. Și bine, erau pe internet, doar că nu-mi permiteam să-mi cumpăr modelul pe care îl căutam. Atunci unul dintre colegi mi-a recomandat un pantofar, mi-a spus, haide cu o poză, te duc la el, îți ia dimensiunile și îți face exact cum vrei tu. M-am dus cu el la banchet, acolo au fost admirați de către colegi, după care a venit vacanța de vară, am terminat facultatea și m-am dus acasă la Sighișoara, noi fiind din Sighișoara. Într-una din zile a venit mama la mine și mi-a spus, Andrei, haide să pozăm păpucii ăștia și să-i punem pe internet. Erau site-urile de anunțuri publicitare, poate sunt și alții care doresc să își achiziționeze o pereche așa și nu găsesc nicăieri. Efectiv, am stat și am discutat la un moment dat despre posibilitatea deschiderii unui atelier. Am căzut de comun acord, m-am dus la bancă să iau un împrumut. Nu știu nici în ziua de astăzi cum am primit banii respectiv. Pe salariul de profesor de atunci făceam și naveta, eram undeva la țară profesor. Habar n-am cum eu la banca banii respectivi atunci, dar cu aia am început și eu zic că așa trebuia să fie. Prima întâlnire, țin minte că a fost acum vreo 2 ani, am luat așa un pic la discuții, am intrat un pic în discuții, ne-am întâlnit la un club de networking, de business. Și acolo am auzit tot felul de lucruri interesante, cum că ei vor să ajute cât mai mulți antreprenori la început de drum, să-i sprijine și exact așa era și la noi, că și noi avem nevoie de mult și poate mai avem și în ziua de astăzi. Țin minte că și anul ăsta am apelat la ei de fiecare dată când mergem, discutăm, primim toate informațiile necesare, ne ajută cu tot felul de informații, poate chiar și din alte domenii, care să ne ajute să creștem de la zi la zi și lună la lună și an la an. Da, mie tot timpul mi-a plăcut la ei faptul că încearcă să te sprijine și cred în tine, chiar dacă ești la început de drum, văd în tine un potențial și te sprijină. Și asta mi-a plăcut tot timpul la ei, că sunt foarte deschiși și încearcă să găsească soluții, cum să te ajute să fie bine pentru ambele părți. Creditul a avut un impact pozitiv pentru afacerea noastră, mai ales am făcut trecerea de la primele luni ale anului către sezon. Și noi, în perioada aia, fondul de rulment al nostru este la un nivel scăzut și avem nevoie de lichidități. Și creditul ne-a ajutat foarte mult. Practic ne-a asigurat lichiditățile pentru a porni întreg procesul și a ne ocupa de sezonul care urmează. Asta e convingerea mea. Dacă știi cum să lucrezi, lucrează cu banca și eu recomand, pentru că atât timp cât îți plătești ratele și există comunicare între cele două părți, din punctul meu de vedere ai numai de câștigat, chiar dacă plătești o dobândă, că practic plătești pentru un serviciu. Foarte important să intre în interiorul lor, să se cunoască pe ei, să vadă ce simt și să facă pe urmă ce simt ei. Să nu renunțe la visul lor, să țină cu dinții, să tragă cât de mult pot, pentru că nu e ușor, dar să nu renunțe la visul lor și să meargă până la capăt. Eu i-aș încuraja să-și înceapă propriul drum sau propriul business. O frază, calea prin care reușești să-ți depășești absolut orice fel de limită. Eu l-aș face casual și în culori foarte vii și cred că cel mai important lucru de care ar ține cont în procesul de fabricație ar fi faptul că l-aș face larg, nu strâmb, pentru că nu te presează, nu te bate la cap cu rata, nu te sună, nu te stresează. Și flexibil, dar nici să iasă din picior.